Avram Iancu. Chiar așa, Avram Iancu. Românul care și-a spus că nimic nu-l poate opri să treacă în not canalul Mânecii. Așa că a început antrenamentul, iar pe 11 august, marea încercare. 40 de kilometri din Anglia până în Franța prin canalul Mânecii, fără costum de protecție. O aventură ca în filme. Bibliotecarul din Iadul de Gheață. Sâmbătă, la TVR1.